Hei, salut, prieteni! Astăzi vom face ceva mai special, un vlog 360 complet, pentru că avem acest M4, o avem pe Ana acolo, dacă vreți puteți să vă uitați la ea, l-avem pe Hori acolo și cu ajutorul Rompetrol și Automobile Bavaria mergem la Brașov, la a doua etapă de viteză în coastă. Astăzi nu o să filmăm foarte multe pentru că deja se lasă întuneric, este vineri seară. O să mergem să băgăm niște benzină și pornim la drum. Și am ajuns la cazare. Aici este blocul în care vom sta. Este un penthouse. O să vedem acum cum arată. M4 s-a comportat absolut excelent, este minunat, dar mai multe vom vorbi mâine când se va vedea și mult mai bine. Hai să mergem sus. Bună dimineața. Aseară n-am mai apucat să filmăm absolut nimic pentru că am căzut lați. Așa că o să vă arătăm în dimineața asta apartamentul unde suntem cazați. Să începem aici pe unul dintre balcoanele, terasele apartamentului, de unde se vede Brașovul, de unde se vede Tâmpa, de fapt. Acolo în spate, dacă o să vă întoarceți și o să vedeți acolo în spate Brașovul, e un cartier de ăsta rezidențial, cred că destul de nou, care arată super bine. M4 este undeva jos acolo. La jos acolo, dar nu se vede, că suntem pe partea alta blocului. Hai să vedem restul apartamentului. Intrăm aici într-o bucătărie. O să stau un pic aici și o să vă las pe voi să vă uitați de acolo. Acolo e o masă aici și toată bucătăria acolo în spate. Foarte bine echipată și cu echipamente noi și de calitate. E interesant cu video 360 pentru că tot ce trebuie să fac este să stau și lumea să uită la ce vrea. Trebuie să arăt eu. Bun, avem aici un living. Canapea, televizor, o chestie de asta de... îți mișcă șuncile. Aici avem una din băi. Să închidem. Ventilatorul să ne auzim. Asta este una din băi, cu o cabină de asta de duș, cu radio, cu tot fel de chestii. Asta este setup-ul, dacă vreți să vă uitați în oglindă. Setup-ul cu care filmez. Aici e intrarea în apartament. Aici avem o stepper, o bicicletă, un stepper. Așa, a doua baie. Asta e a doua baie care are... cadă. Mașină spălat. Mașină. Nu mai știam cum se numește. Aici este unul din dormitoare. Unde a dormit Horia, pat ăsta așa studențesc, un birou. Și hai să continuăm să mergem în celălalt dormitor, prin cea de-a doua terasă. Care are aceeași priveliște ca cealaltă, dar numai că avem un balansoar aici. Un șezlong. Iar aici este dormitorul în care am dormit eu cu Ana. Cam așa arată. O oglindă super, super mare aici. Și cam ăsta e apartamentul. O să vă las detalii în descriere dacă vreți să... veniți și voi aici. E tare, parcare super mare. Nouă nu ne-ar fi trebuit atât de mare, dar e foarte șmecher. Pe site scrie că e pentru 6 persoane maxim. Pentru două cupluri e genial. Mergem jos să vedem ce face și... ăla mic? Ăla mic. Ăla mare. Ăla mic mare. Putem să vedem și noi acest M4 frumos pe lumină. Mergem să mâncăm întâi și apoi mergem către teliul la etapă. Hai să facem un cold start să vedem cum se aude. Mergem să mâncăm, gata. S-a potolit de tot, chiar acum. Bă, da, ce diferență, e normal. Gata, hai să mergem.
Și aproape am ajuns la start. Încă plouă, a început o ploaie foarte nasoală în Brașov, dar până aici s-a mai liniștit, dar încă picură un pic. Încă e destul de nașpa vremea afară. N-am găsit să cumpărăm o umbrelă. Toată lumea a cumpărat toate umbrelele, a început o super ploaie și a dus toată lumea să cumpere umbrele, nu s-a aștepta nimeni. Să vedem cum reușim să filmăm pe ploaie, dacă rămâne așa, e ok, dacă începe mai tare, vedem. Și am ajuns aici la start, mă rog, vorba vine start, am parcat la vreun kilometru. Jumate, un kilometru jumate, cred, nu? De start. Da. Cam așa. Și avem de mers pe jos prin ploaie, nu s-a potolit ploaia. Ba din contră, s-a întețit. Am și drona cu mine în cască ceva, dar slabă șansă. Gata, ne băgăm la treabă. Mă duc să mă dau cu e-golful ăla, 7. Care, de fapt, nu e mașina cu care va concura Sorin, dar de etapa viitoare. În 9 iunie să vine cu etapă, cu mașina aia șmecheră. Până la locul unde mergem să mâncăm, nu știm exact unde, o să conducă și Ana. E frică. M4, să vedem ce părere despre el. Hai, bagă-te să-i facem un cold start, să-ți dau cheia soaie la tine. Da. Cior pe frână și apeși butonul lung.
Până acum a fost foarte frumos afară, soare, senin. Și acum că începe să picure un pic. Merge să ne întâlnim cu Claudiu, care este la prima lui etapă. Prima? Prima etapă, da, dar e prima lui etapă din campionat. Ce faci? Bine, sănătos? Bine, bine. Hai să vedem. Se pare că astăzi vom afla cât de bine ține Gear 360 la apă, pentru că plouă. Toți ies în decor, după cum puteți vedea în spate, și o stau aici încercând să-i filmez. Dar n-am ce filmat deocamdată, decât ieșiri în decor. Bine că toți au ieșit ușurel și mașinile n-au nimic. Se întorc pe roțile lor, doar că trebuie să trase de acolo afară, pentru că e pământ acolo și nu poate să mai iasă de acolo. Gata și pe astăzi cu evenimentul de drift. Noi o să plecăm un pic mai devreme, pentru că trebuie să ajungem în București să las M4 care este acolo în spate. Salut! Și de-aia nu putem sta până la sfârșit, până la final. Hello! Bună! Ce-ați? Și am ajuns undeva pe centura Ploieștiului. Suntem la Rompetrol, am venit să mai punem niște FXS. Ideea acestui video ăsta e: Rompetrol vrea să demonstreze că este cea mai tare benzină. Mă rog, carburanții FX sunt cei mai tari. Și le mulțumesc foarte mult pe această cale că am reușit să testez chestia asta cu o super mașină. Dacă Bavaria a avut încredere să facă acest video cu Rompetrol și să bage benzină de la ei în bijuteria asta de mașină, înseamnă că e super tare. Din păcate, aventura noastră în 360 pe weekendul ăsta se termină, nu chiar aici, dar cât de curând, pentru că odată ce se urcă și curea în mașină acum, o să mergem către București și o să dau mașina asta înapoi și o să trec la Fabia. Să-mi pare foarte rău. E, până acum, logic, este cea mai tare mașină cu care am mers. Iar faptul că este cabrio e genial. Am mers cât s-a putut de mult cu ea decapotată. Am profitat la maxim de faptul că am avut în teste un cabrio. Și am ajuns în București, gata. Experiența noastră cu M4 s-a terminat. A fost un weekend senzațional. Sunt rupt de oboseală, dar a fost super senzație cu mașina. Mulțumesc super mult Rompetrol că m-a inclus în campania asta și am avut ocazia să conduc o asemenea mașină, pe care probabil în mod normal n-aș fi putut să o conduc, pentru că e o mașină de 110-120.000 de euro și nu multă lume îți permite să pui mâna pe asemenea mașină, să ți-o lase două zile, ia du-te și plimbă-te cu ea. Ce părere ați avut? Ce părere ai avut de M4? L-ai și condus un pic? L-am condus așa, un pic panicată, dar e super șmecher, cred că. Mi se pare că e prea având puternic. Sunt fan BMW, mai ales la un asemenea BMW, îți dai seama ce părere am avut. Am rămas super surprins
de cât de versatilă e mașina asta. E și super puternică, bineînțeles că e în 4. E foarte confortabilă. Pe drumurile noastre e super confortabilă dacă dai pe confort suspensia, dar chiar și pe Sport Plus, dacă lași suspensia, tot e confortabilă. Frânele, nu mai zic că sunt senzaționale. Dacă pui plafonul, super rafinată mașina și... bine insonorizată. Da, foarte puțin zgomot intră de afară, chiar și la viteze mari. Lucru care de obicei nu se întâmplă la decapotabile, dar la o decapotabilă de asemenea anvergură se întâmplă. Cam atât, n-am apucat să-i fac mare review mașinii. Hai să facem un tur așa. Hai să facem un tur al mașinii, să vedeți mașina. Asta este spatele. E o mașină foarte mare și foarte lată, cu jantele astea de la Competition Package, senzațională. Fața, super agresivă și lată și musculoasă așa. Ia deschide capota să arătăm oamenilor motorul. Asta este bestia de 3 litri care dezvoltă 450 de cai. Carbon. Foarte tare mașina, evacuarea, ați auzit-o, e, poate să fie și super de scandal, poate să fie și incognito mașina, e foarte tare. Îți chem dat puțin scaunul în față. Oh, cât de tare. Știu. Păi nu, dai un pic mai în spate scaunul, că eu l-am dat. Păi da, și-l da cum așa, nu, așa am trebuie. Stat. Nu, l-am dat eu mai în față. Așa prin București aș putea merge, dar... Nu, la drum lung nu. Ia, cât poți de în față să te dai, cât să fii și relativ confortabil. Nu, la drum lung m-aș... Ar trebui să-mi tai picioarele să mi le pun în bagaj. O să mergi așa... Așa... 10-20 de kilometri. N-am putut să facem foarte multe cu mașina, n-am putut să facem un 0-100, n-am putut să facem launch control, n-am putut să facem drift și alte chestii, pentru că v-am povestit mai multe, cred că, în live-ul pe care l-am făcut când am plecat la Brașov. Nu se pot face asemenea chestii cu o mașină în teste și launch control-ul este dezactivat până la 2000 de kilometri. Da, portbagajul face și chestia asta, ca să poți să umbli la bagaje cât e decapotată. Pac. Așa și s-a pus la loc. Și mai face treaba asta. Acum s-a închis. S-a închis. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut experiența asta 360. O să apară și niște vloguri normale de, din excursia asta de la Brașov. Așa că dați subscribe să le vedeți și pe alea. Și cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Să mă lăsați un like dacă vă place ceea ce fac. Să dați share, să vă aduci prietenii voștri. Și ne vedem mâine. Pa! Pa.